Emisiune sponsorizată de BetOne. Make it your own way. Prieteni, suma tuturor respectelor, să salutăm și pe fericiții câștigători, dar și pe stimații donatori. Nu știu cum s-a făcut, joi seara n-am fost donatori, am făcut chiar un profit foarte bun și dacă tot v-am arătat în ultima perioadă cum am pierdut mișelește, haideți să vă mai arăt și în cum se câștigă la acest joc. Priviți cota 2 de joi seara, fraților, cu Arsenal Slavia Praga și în 20 de secunde să vă spun și povestea acestui meci. În minutul 80 am zis e gata, Dorule, oricum ți-ai stricat seara. Schimb canalul și mai bine mă uit la niște adevărați sportivi, schimb repede pe Sebastian Chitoșcă, pe Moroșanu, mă uit la supraviețuitorii sau cum îi cheamă pe aia de pe canal D, zic nu mă mai uit la meci că n-are nicio șansă, aștept doar biletul în cotă 5. Primitul 88, deschid flashcore-ul și văd 1-0 pentru Arsenal, zic hop, totuși parcă ar mai încăpea niște nervi, calmantele erau lângă masă. Dau repede pe Digi1, bară Slavia Praga, acolo gata, mi-au sărit bujiile, apoi vine cornerul și gol Slavia Praga, minutul 94. Fraților, joci Arsenal Slavia Praga, ambele marchează la cotă 2.25, ai 0-0 în minutul 85 și totuși reușești să faci din câteva sute de lei mai multe sute. E aproape inexplicabil ce se întâmplă în acest joc. Fabulos cum a reușit să câștigăm cota 2 joi seara, dar asta n-a fost tot, pentru că am mai avut și biletul în cotă 5 și 11 pe Europa League câștigător. Și culmea, pe acest bilet am avut mult mai puține emoții, pentru că am jucat Granada United 2, Dinamo Zagreb sub 2,5 goluri, cotă 1,66, știm prea bine s-a terminat 0-1, și la Ajax cu Roma, pe acest bilet l-am jucat în cornere la o super cotă, minim 10 cornere, o cotă de 1,90. Să-i felicităm pe cei care au avut încredere în aceste bilete și au reușit să mai facă ceva profit. Știu că mulți dintre voi ați jucat atât cota 2 cât și cota 5 pe același bilete și iată că am reușit să fim și câștigători. Nu știm deznodământul biletelor de vineri seara, pentru că noi filmăm acest episod în cursul zilei de vineri și nu știm dacă vom reuși să câștigăm sau nu și în această seară, dar cu siguranță săptămâna viitoare vom discuta despre aceste aspecte. Să vă mai arătăm ceva foarte tare, ceea ce prin alte emisiuni de profil nu vedeți. Haideți să vă arăt un bilet câștigător, fraților, jucat de Nicu. Uite, astfel de oameni, până la urmă, pe mine mă împing de la spate să îmi continui munca și să am încredere în ceea ce fac. De ce spun asta? Pentru că pe Nicu l-am ajutat să câștige exact 1645 de lei. De ce? Pentru că a jucat minim 10 cornere la Ajax cu Roma, aici o cotă de 1,80. A jucat la Arsenal Slavia Praga, ambele marchează, mai mulțumim de divinității Nicule, la cotă 2. Și la Granada United a jucat 2 soliști. Toate ponturile pe care eu le-am oferit pe biletele de joi seara. Și a făcut o cotă totală de 5,76, a pus 300 de lei, pe care probabil îi vedea pierduți în minutul 85 la Arsenal cu Slavia Praga, dar în final s-a ales cu 1,645 de lei. Și să vă mai spun ceva, după ultima perioadă în care n-am avut cele mai bune rezultate și mai mult am pierdut decât am reușit să câștigăm, mă așteptam ca oamenii să-mi joace mai puțin ponturile mele. Da, pe naiba. În momentul în care a dat Slavia Praga gol, mi-a și crăpat Facebook-ul, cred că s-a speriat și Zuckerberg. Fraților, toată lumea țipa ca în gură de șarpe, gol Slavia Praga, gol Slavia Praga, numai asta mi-a arătat, atât pe WhatsApp, pe Instagram, pe Facebook, ceva colosal. Oamenii joacă în continuare ponturile mele, indiferent de forma în care eu sunt, dacă mie sau nu biletele. Probabil și dacă aș pleca în Mongolia și m-aș întoarce prin 2029, dacă aș face un episod, cu siguranță oamenii ar palea după mine. Este ceva absolut incredibil. Da, v-am arătat un bilet câștigător, dar vreau să vă mai arăt și cât de ușor se pierde în acest joc. Haideți să vedem biletul lui Denis, fraților. Ar fi avut un câștig excepțional, excepțional spun. El a pierdut 900 de lei, pentru că asta e miza, în primul rând, tu pierzi cât joci. A jucat la Arsenal Slavia Praga, ambele marchează, ok, ce am zis și eu. La Ajax cu Roma a jucat peste 2,5 goluri, bun. A jucat la un meci din, ba nu, a jucat Lyon se califică, cred că aici a fost,
Cupa Franței, dacă nu mă știu, nici n-am văzut acest meci. Și United victorie la 1-61, dar l-a împins păcatul pe Denis să joace, fraților, la Dinamo Zagreb Villarreal. Și bineînțeles, neșansa nu l-a iertat. Gol marcat de submarinul galben încă din prima repriză și așa a murit meciul, fraților. A stat prietenul nostru Denis și a așteptat 45 de minute un gol pentru a câștiga o sumă excepțională după ce investise 900 90 de lei, dar în cele din urmă s-a ales doar cu niște calmante de pe noptieră. Fabulos, uite cum poți să pierzi și astfel de bilete, sunt cu tonele, fraților. Păcat de copacii care să taie pentru hârtia pe care se printează ceea ce noi jucăm. Este colosal câte astfel de bilete v-aș putea să vă prezint în fiecare episod. V-am zis, noi vă prezentăm ceea ce alții nu vă arată. De asta suntem noi apreciați uneori și de asta cred că episodul nostru cu numărul 13, fraților, ar merita și un like. Eu zic că așa e corect, nu uitați să ne dați un like. Și ne-am adunat, ușor, ușor, suntem vreo 4400 de abonați la canalul de YouTube. Dacă afacerile vor merge, va fi excelent. Nu uitați să ne urmăriți și pe contul de Facebook al meu, Doru Crăciun, 47.000 de buni, între ghilimele suntem acolo, pe Instagram suntem vreo 18.000, mai avem și o comunitate Doru Crăciun, unde și acolo ne apropiem de vreo 10.000 de membri. Iată, fraților, ce am reușit să construim împreună. Haideți să vedem ce am reușit să construim și în episodul de astăzi. Avem 10 bilete, nu lipsește dauna totală și aici mă refer la nucleara, bonusul dublu în cotă de peste 800. Pregătiți 10 bilete în total, avem și cote 20, dar prima dată eu zic să ne oprim puțin la pont pe derby, pentru că sâmbătă seara avem El Clasico Real Madrid cu Barcelona. La ora 22, Real Madrid cu Barcelona, am deschis oferta Betoan, am văzut cotele, dar mai întâi vreau să țineți cont de câteva aspecte. Nu uitați că Real Madrid e între dubla cu Liverpool și joacă El Clasico, poate și cu gândul la meciul de pe Anfield. Dacă nu cu gândul, cu siguranță cu unele resurse pe care galacticii le vor limita și pentru meciul de pe Anfield. Pentru că e în laibii de greu să joci și cu Liverpool, consum foarte, foarte mult, da? O dublă în cât în 7 zile, și să joci și cu Barcelona. Trebuie să ținem cont de acest lucru, evident. Nu mai contează ce număr, la ce episod a ajuns El Clasico, de câte ori a câștigat Barça, de câte ori a câștigat Real, câte goluri s-au marcat, statisticile nu joacă, fraților, pe teren și cifrele nu ne vor ajuta. Ce trebuie să mai ținem cont, pe lângă acest argument foarte important, da? Dubla pe care Real Madrid o joacă și în Champions League, să ținem cont că Ramos e în continuare accidentat și nu a jucat, Varane e incert, la fel ca și Kroos și Carvajal. Deși la Varan nu e incert, Varan sigur nu va juca, că are COVID. Toni Kroos și Carvajal sunt incerți. Presa din Spania îl dau pe Nacho și Militao în centrul defensiv la Real Madrid, Mendy și Vasquez pe flancuri, Modric, Casemiro și Kroos în fața apărării, Vinicius, Benzema și Asensio în atac. De partea cealaltă, Barcelona într-o formă excelentă, chiar dacă s-a chinuit cu Valladolid, n-au vrut să dea multe goluri, să ne împiedice pe noi. Dar Barcelona a făcut niște meciuri sclipitoare în ultima perioadă în campionat, mai ales în deplasare, aduceți-vă aminte de Real Sociedad, Barcelona 1-6, de victoria de la Sevilla, ok, Sevilla și Real Madrid și Real Sociedad nu sunt Real Madrid. Barça, Piqué revine în defensivă, Langlais și Frenkie de Jong în apărare, Dest, Busquets, Pedri și Alaba, Griezmann, Messi și Dembélé. Cam ăsta va fi primul 11 al Barcelonei, poate cu unele modificări. Coutinho și Ansu Fati accidentați, Piqué incert, dar totuși presa din Catalunia îl dă pe Piqué titular. Ce jucăm, fraților, pe acest meci? Vedem și cotele, vineri la amiază, pe terminalul Betoan, acolo unde cu siguranță la ora meciului vom avea cele mai mari cote, atât primești cât și live. 3-0-1 are Real Madrid la victorie. Adică dacă vrei să pui o casă pe Real Madrid, te-ai trezit duminică dimineața cu 3 case. 3-96 la egal, 2-30 pe victoria Barcelonei. Ce voi juca eu, fraților? Voi juca gol în ambele reprize, 1-55. Două defensive, șubrede, am putea să spunem. Două super atacuri, nu mai au nevoie de nicio prezentare. Ambele echipe au nevoie de puncte să fie goluri. Dar poate de aici o să vină surpriza. Eu nu sunt fan nici Barça, nici Real Madrid, scoatem asta în evidență, eu voi juca doar
ca să câștig, după calculele mele. Barcelona câștigă minim o repriză la o cotă de 1.67. O văd pe Barcelona favorită, nu doar pentru că bookmakerii spun asta. Voi mai juca peste 1.5 goluri marcate de Barça la o supercotă 1.95. S-ar putea complica serios lucrurile pentru Real Madrid în acest meci, deși echipa lui Zidane a jucat sclipitor în meciul cu Liverpool. Se pune și această întrebare. Dom'le, poate Real Madrid, chiar dacă e o echipă fabuloasă, să joace două meciuri excelente într-un interval de 4 zile, vom afla. Și voi mai juca, atenție, X2 și ambele marchează la 2.04. Eu plec de la premiza că ambele marchează. Plec de la premiza că ar fi un excelent un 0-1 la pauză, să am și gol în ambele reprize. Și mi-ar plăcea să se termine un 2-1 pentru Barcelona, un 1-1, ca eu să câștig pe cât mai multe bilete. Nu trageți, fraților, în mine, sunt doar niște simple ponturi. Poate aveți mai mare încredere în Săr Ilie Dumitrescu, puteți să-l întrebați pe el, că vă explică cum e cu axul central. Mie rezultatele astea mi le-au dat, cele 4 ponturi pe Real Madrid cu Barcelona. Mergem mai departe pe pont pe derby, fraților, și mai discutăm puțin, nu foarte mult, despre Tottenham United, un meci care se joacă duminică seara. Știm prea bine ce a fost în tur. Tottenham a dărâmat pe United, dacă nu mă înșel, a fost un meci de coșmar pe Old Trafford, 6-1 pentru Tottenham, nimic n-am înțeles atunci din acel rezultat, dar acum lucrurile s-au schimbat foarte mult pentru că United e într-o formă foarte bună. Tottenham primește gol și dacă ar juca probabil cu Unirea Dej. Este incredibil ce se întâmplă la Tottenham, dar haideți să vedem mai bine cotele, pentru că Tottenham are în acest moment 2.88 la victorie, 3.36 la egal și 2.55 victorie United. Ok, știm prea bine, Tottenham a avut câteva zile în plus de odihnă, United a jucat la Granada, dar fără să se complice foarte mult. Ce putem să jucăm pe un astfel de meci? Sunt foarte, foarte curios ce veți juca și voi, fraților. M-am uitat puțin și peste echipele de star sau echipele probabile. Doherty și Davis accidentați la Tottenham, cei doi nu vor juca. Se pare că Son revine printre titulari. Anthony Martial, Phil Jones accidentați la United. Greenwood, Fernandes, Rashford, Cavani anunțați titular la The Solskjaer. Son, Lo Celso, Moura, Kane, oameni prin ataca lui Tottenham. Văd din nou un meci cu goluri, cred că ambele echipe vor marca la o cotă 1.70, gol în ambele reprize la o cotă 1.70 și 1 sau 2 și peste 1.5 goluri la o cotă 1.68. O să mă întrebați, Dorule, de unde ai luat această cotă? Ei bine, o găsiți pe terminalul Betoan. 1 sau 2 și peste 1.5 goluri, adică excludem X-ul și vom vedea minim 2 goluri, o cotă foarte bună, 1.68. Și acum, domnilor, haideți să trecem și pe niște bilete, o încălzire ușoară, începem cu un bilet în cotă 7.64, dar până atunci vreau să vă mai spun ceva. Bă, dacă tot vreți să investiți și niște bani frumoși la pariuri, vă pe alții că joacă 2.000, 3.000, 8.000, 7.000 de lei la pariuri, mergeți, fraților, și alegeți-vă casele de pariuri care nu vă iau această taxă de administrare. Pentru că dacă pui 7.000 de lei, se va vedea foarte mult pe biletul tău acea sumă în minus care reprezintă taxa de administrare. Dacă te duci la Betoană, bagi 7.000 de lei, vei vedea pe bilet 7.000 de lei. De ce? Pentru că aici nu-ți percepe taxa de administrare. Ok, e reclamă, într-adevăr, da, face reclamă. Dar e și o parte a realității. Dacă te duci în altă parte, pac, ți-au luat băieții niște bani. Aici, măcar dacă vrei să joci 1.000 de lei, vei găsi cei 1.000 de lei pe bilet și cu siguranță câștigul va fi mult mai mare. Ar fi păcat pentru cei care joacă sume colosale. Și acum, fraților, haideți să mergem puțin pe sâmbătă și să vedem biletul în cotă 7.64. Începem așa ușor cu Liga 2, Craiova lui Trică joacă acasă cu Timișoara lui Alexe, o să joc un X2-1-27, nu cred că Timișoara va câștiga în bănie, Liga 2 unde vom vedea o căruță de meciuri sub 2.5 goluri, cel puțin în barajul de promovare. Liverpool joacă acasă cu Aston Villa. Le-am și zis prietenilor mei, atenție la acest meci. Atenție mare, pentru că Liverpool e și înaintea returului cu Real Madrid. Am înțeles că Jurgen Klopp își va odihni din nou mulți dintre titulari. Oricum, Liverpool are probleme colosale. Cred că are 8 meciuri fără victorie acasă. Voi juca oaspeții marchează la 1.54. Aia să mai joc și altfel, fraților.
Real Madrid cu Barcelona, biletul în cotă 7.64, joc gol în ambele reprize 1.55. La Parma, Milan, n-am vorbit nici cu Mihail, nici cu Man, dar o să joc pe X2 și peste 1.5 goluri, cotă 1.47. Văd o victorie a lui Milan cu 2-0. Apropo, v-a și dat scorul corect la Slavia Praga cu Arsenal. Am spus, cred că va fi 1-1 și așa a fost. Frankfurt cu Wolfsburg mi se pare un meci evident de goluri, dar uneori trebuie să fim și puțin precauți, voi știu că ambele marchează peste 2,5 goluri, cotă 1,32. Și la Montpellier, Olympique Marseille, gazdele marchează 1,30, Marseille nu e mare lucru nici cu San Paoli pe bancă, cred că Montpellier va marca acasă la o cotă 1,30. 7 meciuri pentru biletul în cotă 7,64 de sâmbătă. Man, un bilet al zilei, fraților, în cotă 3,41. Aici am 3 evenimente, am scurtat cât de mult am putut bilete. Vajvari, fraților, și compania joacă acasă cu FCSB, după ce echipa lui Grozavu s-a făcut de râs cu UTA. Cum bă, tată, bă, că nu mai ai nevoie de puncte să pierzi la Arad cu 2-0, ce nesimțire. Acum Șepși va juca acasă cu FCSB, prevăd un gol din lovitură liberă marcat de cei de la Sfântul Gheorghe sau un penalti. Iar la această cotă pe care o găsesc pe terminalul Betoan, gazdele marchează cotă de 1.63, n-am cum să n-o joc. O fază fixă, gol, golovca cu, din farfecă de la mijlocul terenului, ceva tot va fi. La Crystal Palace cu Chelsea, oaspeții câștigă cel puțin o repriză 1.35 pe bilet în cotă 3.41 și mai am, aici m-am dus după statistică, recunosc ca fraierul m-am aruncat, Mechelen cu Zulte Waregem în Belgia peste 2.5 goluri la o cotă 1.55. Dacă aveți încredere în cota 3.41 de sâmbătă, vă invit să jucați acest bilet. Și o să mă întrebați ce joc la cota 2 de sâmbătă, haideți să vedem cum arată biletul. Stimați prieteni, la asta nu v-ați fi așteptat. Un singur meci la cota 2 de sâmbătă. Nu oblig pe nimeni să joace, Doamne ferește. Fiți atenți aici ce joc, am și plasat deja. Real Madrid-Barcelona, X2 și ambele marchează 2-0-4. Eu nu văd pe Barcelona pierzând acest El Clasico, să mă ierte Dumnezeu. Dar nu văd nici pe Real Madrid pierzând la 0. Adică un 1-1 mi s-ar părea cel mai echitabil, dacă nu cumva va fi vreun 2-3-1 pentru Barcelona. X2 și ambele marchează 2-0-4, sâmbătă seara la ora 22, deschidem o sticlă de vin și ne uităm frumos la El Clasico. Haideți să mergem pe ziua de duminică, unde am pregătit un super bilet. Începem cu un bilet în cotă 6.10, fraților. Rapid Dunăle Călăraș, 1x și sub 4,5 goluri la o cotă de 1.42. Apoi mai joc West Ham cu Leicester, X sau ambele marchează la o cotă de 1.44. Mai joc un Verona Lazio peste 1.5 goluri la o cotă de 1.33. Și mai joc Tottenham United, ambele marchează la o cotă de 1.70. Aia, fraților, uite așa facem o cotă de 4.60, încerc scuze, nu de 6.10. 4 evenimente, un bilet care a trebuit să iasă într-o zi de duminică, Lejereanu, nu știu unde ne-am putea împiedica. Jucați, fraților, cu atenție și acest bilet, repet, în cotă 4.60. Dar haideți să vedem și cum arată dubla zilei de duminică. Surprinzător sau nu, fiți atenți ce am jucat. Sampdoria, Napoli, gazdele marchează 1.44. Trebuie să mai joc și altceva, nu ce joacă toată lumea și unde ne faultează casele de pariuri fără nici măcar o milă. Cuarearela, își ținem pumnii, tată. Așadar, Sampdoria marchează cu Napoli și la amărâții de la Schalke cu desculții de la Augsburg peste 1.5 gol, 1.41. Schalke n-a mai dat un gol de prin anii tinereții. Dar cred că ar fi momentul ca Schalke să marcheze, dacă nu Augsburg să le dea vreo două boabe în deplasare și nu o să ne iasă biletul în cotă 2. Mai am un bilet pe sâmbătă și duminică în cotă de 10.80, fraților, n-aveți cum să ratați un astfel de bilet. Ținem pumnii strânși pentru că un astfel de bilet ar fi mană cerească, o prăjitură cu mult zahăr, așadar pe sâmbătă și duminică am ales câteva ponturi din cele pe care vi le-am prezentat deja. Real Madrid-Barça gol în ambele reprize 1.54, Parma-Milan X2 și peste 1.5 gol 1.47, Schalke-Augsburg peste 1.5 gol 1.41, Palace-Chelsea oaspeții câștigă cel puțin o repriză 1.35, West Ham-Leicester X sau ambele marchează 1.44.
Verona Lazio peste 1,5 goluri 1,33 și Frankfurt Wolfsburg ambele marchează sau peste 2,5 goluri la o cotă de 1,32. Dacă ai prins un bilet în cotă 10,80 și joci aceeași miză pe bilet, vei avea 10 zile în care vei fluiera prin casă că știi că nu ești în pierdere. Da? Vei juca din profit. Dar să ne uităm puțin și la ziua de luni, fraților, că nu vreau să vă las așa în nimănui. Am găsit o cotă șmecheră de 2 pentru ziua de luni. Un mare, mare derby se joacă în Copou. Poliaș primește vizita celor de la Hermannstadt. Hermannstadt care în etapa trecută a dat vreo 4 boabe în poarta celor de la FC Argeș. Iașul l-a demis pe Rennic. Ce joci într-un Poliaș cu Hermannstadt dacă nu ambele marchează la 2-0-5? Cum ar fi, bă, fraților, să vedem încă de primitul 37 1-1? Gol marcat de Hermannstadt, primitul 12 cu capul și apoi marchează și Poliaș primitul 37 din penalte. Și încă de la pauză să avem cota 2 câștigătoare. Doamne, s-a îngura aurită, dar vom vedea luni ce se va întâmpla. Nu ne oprim doar aici, pentru că luni cred că ne putem și tripla investiția. Am mai găsit un bilet în cotă 3,55. Am înțeles că Regele nu mai stă departe de echipă. Ușor, ușor, Hagi trebuie să revină în iarbă, să o salveze pe Viitorul. Viitorul joacă acasă cu Gaz Metan Media și dăm peste 1,5, fraților, la 1,37. Celta cu Sevilla chiar nu mi se pare meci de goluri. Voi juca sub 3,5 goluri la 1,26. Și apoi avem două meciuri evident de goluri. Clasicul Hoffe Leverkusen peste 2,5 goluri 1,58 și Benevento Sassuolo. Ambele marchează sau peste 2,5 goluri, o cotă de 1,30. Eu am încrederea că cu ceva șansă putem să începem ziua de luni și săptămâna chiar cu două bilete câștigătoare. Doamnelor și domnilor, urmează un super bilet în cotă 20,55. Ei bine, povestea acestui bilet voi ați scris-o, oameni buni și cei care ne urmăriți, pentru că pe contul meu de Facebook au fost foarte multe ponturi pe care le-ați lăsat. Nu am jucat neapărat un bilet în cotă 30, așa cum doream inițial, ne-am oprit la o cotă 20,55. Am luat de la fiecare dintre cei care au lăsat ponturi câte o recomandare și haideți să vedem ce bilet a ieșit. Rapid Viena cu Salzburg ne-a spus Adi să jucăm în peste 2,5 goluri, cotă 1,42. Vlad ne-a sugerat să jucăm la Parma cu Milan peste 2,5 goluri 1,83. Ionuț, avem Sepsi cu FCSB, ambele marchează cotă 1,63. Real Madrid-Barça, ambele marchează, va juca Constantin în cotă 1,54. Mihai ne ajută și el cu o cotă de 1,60. Strasbourg-PSG, pauză sau final 2. Craiova CFR peste 1,5 goluri va juca Ciprian la o cotă de 1,47 și închidem biletul cu recomandarea lui Dănuț. Stuttgart-Dortmund, gazdele marchează cotă 1,34. Dacă prindem un astfel de bilet, oameni buni, deschidem șampanie. Dar cum ar fi să prindem un bonus dublu? Asta e tot ce mai lipsește. După ce prin bonusul dublu mă însor, fraților, fac copii și îmi văd de treabă, dar dacă tot încercăm bonusul dublu, nu uitați, sunt unele agenții gen Betuan. Cred că oferă cel mai mare bonus de pe piață la 20 de evenimente prinse. Dacă jucați pe acest terminal, cotă minim 1,25, iar la 20 de evenimente bifate, atenție, primești 135% bonusul. Aia ar fi colosal, da? Să formezi o cotă de vreo 1000, să pui și vreo 50 de lei și să prinzi și un bonus de 135%. Aia e fabulos ceea ce am putea să realizăm împreună. Aia nu uita și de grila de bonusare de pe terenalul Betoan. Acolo cu cât jucați mai multe evenimente, cu atât crește câștigul, pentru că oferta este una generoasă cu cei care pariază. Bun, haideți să vedem acum cum arată bonusul dublu în cotă de 850. Fraților, l-am gândit împreună cu amicii noștri, Florin Vintilă, Ferenc Zsolt, Dorin Heredea și Flavius Drăghici. Începem cu Mariupol, Shakhtyor, peste 2,5 goluri 1,47. Frankfurt, Wolfsburg, ambele marchează sau peste 2,5 goluri 1,38. Celtic, Livingston, 1, pauză sau final 1,35. Avem un meci din Cehia
peste 2,5 goluri, Hradec joacă în deplasare, nu mă pune să citesc numele echipei gazdă, că nu va ieși, peste 2,5 goluri, cotă 1,40. Strasbourg, PSG, oaspeții câștigă cel puțin o repriză la cotă 1,44. Avem Parma, Milan, X2 și peste 1,5 goluri, 1,44. Mai avem un meci din Elveția 2, Winterthur joacă cu Will acasă, X sau peste 2,5 goluri, cotă 1,33. Stuttgart, Dortmund, peste 2,5 goluri, cotă 1,50. Palace cu Chelsea, oaspeții câștigă cel puțin o repriză, 1,35. Real Madrid cu Barcelona, 1X, cotă 1,66, vedeți? Părerile fraților sunt împărțite, pentru că noi suntem 5 oameni care ne alegem fiecare 4 meciuri. Nici măcar nu știu cine a dat dintre cei 4 1X, dar vedeți, de asta, pariorul are dreptul să joace banii cum vrea el. Eu voi juca X2 și peste 1,5 goluri la cota 2 de sâmbătă. Văd că cineva din această armată stelară a jucat Real Madrid-Barça 1X1,66. L-aș bântui aici pe Ferenc Jolt. Cred că el a dat 1X, dar vom vedea ce va fi. Mai avem un meci NAC Potoși, dacă la Always Ready, peste 2,5 goluri, cotă 1,42. Venlo PSV, peste 2,5 goluri, cotă 1,40. Verona Lazio, între 2,5 goluri, cotă 1,37. Sampdoria Napoli, între 2,5 goluri, cotă 1,34. Schalke Augsburg, peste 1,5 goluri, cotă 1,39. Tottenham United X sau peste 2,5 goluri, cotă 1,33. Roma Bologna 1, pauză sau final 1,53. Chiol Mainz, peste 1,5 goluri, cotă 1,31. Craiova CFR 1x1,35. Și închidem biletul în bonus dublu cu X2 la Betis Atletico Madrid, cotă 1,37, cotă totală 850. Fraților, acesta a fost episodul cu numărul 13. Ne revedem marți dimineața, să sperăm că vom avea multe motive de bucurie, dar până atunci ține legătura și pe Facebook. Nu uitați like la episod dacă v-a plăcut și vă invităm să vă abonați la canalul nostru de YouTube Doru Crăciun. Până data viitoare, toate cele bune și nu uitați, pariați responsabil. Emisiune sponsorizată de Bet One. Make it your own way.